Dacă observați că toate vă ies pe două, este momentul să faceți o pauză. Berbec, dimineața s-ar putea să fiți iritat din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Discutați cât mai calm, fiindcă orice confruntare poate degenera ușor în ceartă. Taur, s-ar putea să vă confruntați cu mici întârzieri cauzate de evenimente neprevăzute. Este recomandat să amânați deciziile și discuțiile importante și să vă păstrați calmul. Gemeni, la locul de muncă sau în afaceri, se pare că sunteți stresat, fiindcă nu primiți sprijinul pe care contați din partea colegilor sau a partenerilor. Aveți grijă să nu îi jigniți pe cei din jur. Rac, dimineața s-ar putea să vă enervați la serviciu din cauza că vi se dau sarcini suplimentare. Aveți grijă să nu vă descărcați nervii acasă, ar fi bine să vă destindeți cu o activitate relaxantă. Leu, nu este exclus să vă enervați din cauza diverselor dificultăți cu care vă confruntați. Dacă nu vă păstrați calm, riscați să tensionați relațiile cu colegii și cu partenerul de viață. Fecioară, dimineața se pare că nu prea sunteți în formă și aveți impresia că nu vă reușește nimic. Nu vă îngrijorați, puteți conta pe ajutorul celor apropiați. Balanță, s-ar putea să fiți implicați într-o ceartă la serviciu din cauza unor discuții cu un coleg. Stăpâniți-vă nervozitatea pentru că neînțelegerile se vor lămuri repede. Scorpion, după amiază este posibil să intrați în posesia unei sume de bani cu care vă puteți rezolva o parte dintre problemele financiare. Puteți să vă bazați pe intuiție. Săgetător, este posibil să începeți un nou proiect profesional de pe urma căruia sunt șanse să câștigați bine. La nevoie, nu ezitați să cereți ajutorul prietenilor. Capricorn, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți voi să renunțați la o acțiune în interesul personal sau al familiei. În plan profesional este o zi bună pentru reorganizarea modului de lucru. Vărsător, s-ar putea să fiți lăudat de superior pentru seriozitatea cu care vă îndepliniți sarcinile. Anumite evenimente neprevăzute ar putea provoca o întârziere care vă afectează un proiect de afaceri. Pești, aveți tendința de a deveni irascibil, probabil din cauza oboselii. Este recomandat să evitați discuțiile pe subiecte delicate pentru că astăzi riscul ca acestea să degenereze în ceartă este considerabil. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață.